Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare colectivă despre o anumită persoană. Vedem despre ce persoană. Ideea este că în timp ce am amestecat cărțile, au venit câteva, chiar nu știu dacă le pot spune pe toate, dar aceasta mi se pare foarte importantă. Pe lângă faptul că are numărul 13, arată o situație, ce simt? Dramatică. Da, dramatică. Este o conexiune între voi și acest personaj. Este o conexiune foarte... acaparantă, aș spune. Posibil că amândoi aveți tendința de a acapara într-o formă sau alta. Însă... Însă unul dintre voi s-a transformat și s-a eliberat 13 și cu 8. Ambele vorbesc despre transformare. Unul dintre voi vrea să plece. Am senzația că acest spider, acest păianjen, ar putea să plece din această lucrătură. Opa, alt mesaj vine. Mă cutremur. Clar, unul dintre voi vrea să plece pentru că se simte înfășurat. Înfășurat și simte dorința celuilalt de a-l pune, poate ține de trecut, de a-l pune la pământ. Interesant că sub această carte, care reprezintă stabilitatea și totuși o carte în mișcare, stabilitatea în mișcare și în voie bună și în libertate, mai există un alt fel de stabilitate, de asumarea unor responsabilități, dar într-un mod foarte înghețat. Este stagnare. Nu stabilitate. Unul dintre voi este autentic și se deschide, chiar dacă știe că trebuie să treacă prin gheață, prin ape, tulburi, ape, line, e autentic, știe că are de mers înspre niște porți care vor deschide, le va arăta lumina, sau mai bine zis, vor trece prin niște situații, niște portaluri și vor descoperi până la urmă lumina care le va da stabilitate. 2 și cu 2 înseamnă 4, stabilitate prin lumină, prin învățătură, prin cunoaștere. Dar energia care a apărut, în timp ce vorbesc, știți, canalizele sunt fascinante uneori. Când văd cartea și tac din gură, primesc niște mesaje, dar când încep să vorbesc, mai ales în fața camerei, camerei pentru colectiv, deja vin alte mesaje. Și ce vreau să spun? Acum, nu știu dacă voi sunteți roșcate, dar, sau roșcați, unii, nu toți. Roșu înseamnă ceva, înseamnă putere, într-o anumită formă. O anumită formă de putere. Însă, simt că, repet, vreți să vă eliberați. Aici e un personaj disperat să se elibereze dintr-o încălcitură, dintr-o situație foarte încălcită. Hai să vorbesc mai normal. Dintr-o situație foarte încălcită, o conexiune. Nu cred că este nici relație încă. Sau dacă e relație, o relație care a pornit de la o conexiune și au devenit lucruri sau complicat. Și din ce cauză? Pentru că unul este creativ și celălalt este prea încăpățânat. Și această situație, conexiune, relație, trebuie transformată. 13 este cartea morții și a renașterii în tarot. Repet, dacă voi v-ați simțit aici înfășurați în această energie lipicioasă, în această rețea, în această aură, care nu vă dă voie să mergeți, să explorați, eu cred că sunteți pe cale, deja ați rupt parte din ițele astea și plecați, încet, încet vă ridicați și plecați. Ce vreau să spun la un moment dat? Deci, prima oară n-am văzut lucrurile astea, dar am văzut cu cât mi s-a arătat. Posibil această încălcitură de situație a mai participat o altă persoană. Văd aici un cuplu. Un cuplu. Poate că cineva este într-un cuplu și aceasta este a treia persoană care s-a simțit manipulată. Probabil trei este împărăteasa, energia multora care știți să vă creați stabilitate
în mișcare, pentru că 3 înseamnă mișcare, înseamnă expansiune într-o formă sau alta. Însă, în acest număr avem și un 1, care înseamnă manifestare într-adevăr a abundenței, dar înseamnă și manipulare. Cineva a manipulat. A manipulat pentru că a fost manipulat. Am zis, într-un cuplu a învățat să manipuleze. 3 și cu 1, 4 este vorba de casă, de stabilitate, de împărat, de încăpățânarea cuiva. Sper că mă înțelegeți. Deci e un cuplu și în acel cuplu e un personaj care a fost manipulat acasă sau în cuplu și a învățat să manipuleze, s-a obișnuit să manipuleze. Între timp a apărut a treia persoană, aceasta, și a intrat în, în aceste ițe lipicioase și încurcate. Ideea este că lucrurile se transformă, se pune capăt. 3 și cu 1, am zis, înseamnă 4. De 2 ori 4, înseamnă 8. Dacă acești oameni, acest om sau această femeie, ce e aici, da? Eu vorbesc de spider, de păianjeni, au învățat... Am zis, e un cuplu în care cineva a învățat să manipuleze din dorința de a avea stabilitate, dar nu a manifestat stabilitatea, a manifestat stagnare. Am zis, 4 este cel mai rigid, cea mai rigidă formă geometrică. Acela va trebui și acel personaj să învețe, pentru că în conexiune cu împărătea sa, oricine trebuie să... N-are cum să iasă netransformat din vibrația împărăteasei și împărăteasa nu o să poată fi ținută, pentru că e vorba de o împărăteasă aici, de o energie feminină conștientă de puterea sa, conștientă de puterea sa. Știe că nu e bine și încearcă să se libereze. Pui! Deci nu mă așteptam la asemenea mesaj. În continuare, haideți să mai iau încă o carte pentru să fie în fața voastră. Încă o carte despre această situație sau despre un personaj, personajul de care v-ai eliberat sau nu știu, da. Ups, ia. Înțelepciune. 4, că tot vorbeam de 4. Și cicluri, iar, 3 și cu 1, 4, 3 și 13, mai, nu se poate. Vedeți, mai, totuși tarot, oracole, mai. Ne conectăm la energii, dragii mei. Nu ne jucăm, nu manipulăm. Chiar este adevărat acest tarot. 13, în fața voastră am amestecat 13 și 31. Încheierea unor cicluri. Pe lângă faptul că voi ați încheiat, am zis, voi sunteți împărătese, aveți această putere să vă refaceți, să creați, pentru că ați încheiat niște cicluri. Însă cine vine în conexiune cu voi, la început, e invidios. Sau invidioasă, vrea să vă aibă, vrea să vă posede, da? Și apoi apare 13, transformarea. Eliberarea voastră, m-am văzut mai devreme, și rămân oamenii aceștia sub influența voastră. Cum a plecat, cum a reușit să plece? Cum a reușit să plece? Uite, a reușit pentru că e puternică, pentru că e împărăteasă. Și vorbesc bărbați, femei, nu contează. Când ești pe vibrație de 3, creezi. Ești creatorul vieții tale și nu-ți dorești. Și ești conștient. Nu am creat eu așa relație. Am această putere de a șterge. Eu vorbesc din perspectiva creatorului de artă, da? Nu mi-a plăcut ce am creat, șterg, acopăr. Anulez, tai pânza dacă e nevoie. Dacă nu reușesc să corectez, tai pânza, o ard, hârtia. Am această putere. Și clar, mesajele astea sunt pentru niște ascultători. Of. Ideea este că cine pleacă, creează o nouă lume. Creează o nouă lume pentru că poate, pentru că este din niște cicluri. Și cei care rămân, cei doi, se vor separa clar. Se vor transforma. Și patru, acesta se referă la cel care iese din cicluri. Este înțelepciunea despre care am vorbit, da? Împărăteasa care își găsește echilibru prin înțelepciunea sa, nu prin prezența vreunui împărat care încearcă să o controleze. Împărat în varianta sa negativă. Iar avem 3. Dar, în fine. Energia masculină este înconjurată de foc, de conflicte.
trebuie să învețe să-și găsească echilibru, că asta înseamnă moderație, temperanță, echilibru, în fine, whatever. Haideți să vedem. Înțelepciune. Ia uite, nu vedeți că seamănă, pentru cei care știți tarot și faceți și ascultați de mai mult timp, această carte cu 9 de monede. Femeia independentă care vorbește cu uliu, cu bufnița, cu spiritele înalte, vulturi, ce-o fi, cu păsările, cu înaripatele. Înaripatele, nu? Simbolizează cel mai bine alte înaripate gen îngeri. Interesantă. Și ce diferență între voi. Ce diferență între voi. N-aveți cum să stați, pentru că aveți prea multă înțelepciune. Aveți inteligență, știți cum să ieșiți, știți că nu trebuie să stați acolo. În timp ce am amestecat 200 ori de cărți, am zis am totuși clarificatori. Ambele s-au oprit la lume, la 8 de bâte. Conexiune probabil online, comunicare la distanță, călătorie, ce-o fi. Însă, în spate, de două ori justiția, da? De două ori balanță, vreau să zic. Justiția și 6 de monede. Ia extraordinar, deci nu vine să cred, iar justiția, iar balanță, iar 10 de bâte. Contractul acesta, cuplul acesta, devine apăsător chiar și pentru ei. Ei doi devine apăsător. Acum că într-un fel sau altul au încercat, sau poate nici nu și-au dat seama, nu știu, sau poate doar unul a încercat voi, celălalt nu și-a dat seama, rămâne de văzut, sau poate nici nu mai e cazul să vă bateți capul. Ce vreau să spun? Au încercat să proiecteze energia lor, apăsarea aceasta a lor pe voi, dar voi v-ați eliberat că 8 de bâte zboară, dragii mei. Da, două cărți care arată zborul. Nu, că tot vorbeam de naripate. Vă luați zborul, că nu-i pentru voi. O nouă lume, un nou capitol. Și cine își ia zborul, îl va face pe unul din cei doi să-și ia zborul. Nu știu pe care. Mai devreme sau mai târziu. Una din persoanele din acest cuplu, aici e un cuplu, da? Își va lua zborul din cuplu, își va da seama, stai, că nu trăiesc ceea ce trebuie să trăiesc. E dureros, dar m-am săturat să mă înfășor, să creez rețele, să acaparez când pot să creez altceva. Când pot să zbor. În fine, hai să vedem situația mai clară. Arată-ne, te rog frumos, situația. Deja 13 minute și vreau să fie o etalare scurtă. Situația, sau mai bine zis, personajul despre care vorbim. Ia, personajul. Vorbim despre un personaj. Voi vă încheiați ciclul. Regina de spade. Neobligatoriu, dar poate să fie semn de aer, dar nu e obligatoriu. Poate să fie ascendent, poate să fie nodul nord. În gemeni, balanță, vărsător. Opa! La capătul setului de cărți, asul de spade. Atracție este, dragoste este. Dar se dorește și conflictele. Și conflictele. Ia uite, am vorbit de moarte? Da. V-ați luat tălpășița. A zis, gata, ați încheiat. Nu este dragostea pe care am vrut. Ia uite, împărăteasa îndrăgostiți 10 de cupe. Da, voi asta vreți, dragoste? Nu conexiuni complicate, nu triunghiuri amoroase sau chiar și profesionale, dar vorbim totuși de emoțional și de sentimental într-o formă sau alta. Da, a spus capăt. Iluziilor. Voi vreți ca idealurile voastre să se materializeze. Dar discerneți cu această minunată bufniță între iluzie și realitate. Că cineva a încercat să vă înfășoare. Nu merge. Acum rămân ei să se certe. De ce n-a mers? Ce nu merge? Până când
De ce una de cealaltă? Până când unul dintre cei care au creat, cine știe de cât timp sunt în așa stare? Eu cred că ați intrat tocmai, știți cum e, ați intrat în această conexiune tocmai ca să aduceți schimbarea, să aduceți dragoste, să arătați calea, să le arătați transformarea pe care trebuie să o adopte. Că așa se întâmplă cu oamenii de o anumită vibrație. Restul e munca lor. Da? Voi mergeți înspre dragoste, înspre un nou proiect care va aduce succes și victorie. Acum, cine vrea să vă urmeze, trebuie să se transforme. Trebuie să se lupte, să manifeste, să exprime, să demonstreze dragoste, pasiune și adevăr. Însă, hai să vedem despre această regină de spade, situația în care e această regină de spade. Bărba, femeie, nu contează. Haideți să vedem. Trei de putere am văzut și în timp ce am amestecat, dar nu v-am mai zis cât am mai văzut. O situație la distanță. Extraordinar și pe acestea. După, ia uite, triunghi, justiția. Iar apare justiția. Balanța asta nu era în echilibru, era dezechilibrată, pentru că mai erau nu știu câte, nu știu câte, exagerez, da? Cel puțin trei persoane. Cel puțin trei persoane. Și atunci, cum să fii în echilibru? Cum să fii în echilibru? N-ai cum. Da? O situație dezechilibrată, care a creat și probleme financiare și nu doar. V-ați simțit abandonate. Da? Dar vedeți, în acest abandon, influența acestei rețele se simțea în jurul vostru, în aura voastră. Din acest motiv a trebuit să plecați. Dar hai să mai vedem. Regina de spade, clarificăm regina de spade. Hai să vedem cine e regina de spade, că puteți să fiți chiar voi, împărăteselor, care vă eliberați și spuneți, stop cadru. Stop cadru. Nu mai vreau, sunt prea înțeleaptă, prea inteligentă pentru așa ceva. Credeți că mă înfășurați în... Nu, nu aveți această putere. Nu aveți această putere. Pentru că eu mă ridic, eu zbor. Mai dăm niște detalii despre regina de spade. Hai să vedem cine sunteți voi sau sunt ei. Ups. Asul de monede. Un nou proiect care vă aduce satisfacție după această perioadă. Da, voi meritați, regina de cupe. Meritați dragoste. Dragostea voastră a fost refuzată. Da? Ați fost priviți ca o opțiune. A fost manipulat șapte de cupe și magicianul. Ia uite, de cine? De regele de cupe. De un personaj care vă iubește, dar s-a obișnuit să manipuleze, pentru că așa a fost obișnuit dânsul sau dânsa, în fine. Da. Vorbim totuși de... Ce a făcut? Ce trage de monede? A creat, a manifestat confuzie. Față în față cu perechea sa divină. I-a refuzat dragostea. Însă, chiar dacă era tot ce și-a dorit, nouă de cupe. Chiar dacă este, nu că era. Chiar dacă este tot ce și-a dorit, nouă de cupe. Posibil. Acum, să vadă adevărul, că am văzut asul de spade, am zis, una din cele două persoane va ieși din acest cuplu în momentul în care împărăteasa pleacă. Va ieși. Pentru că își dă seama. Se întâmplă. N-am văzut turnul, dar probabil că se întâmplă trezirea. Transformarea e dureroasă. Dar e transformare. Și când vorbim de transformare, vorbim de... De ce? De un proces dureros în care o formă de energie ia o altă formă de energie, nu mai aceeași. Ca să mă înțelegeți, încerc să asociez cu bucătăria, că tu ești la bucătărie, da? Ai pâine, nu, cum faci pâinea? Deci produsul, pâinea, e făcut apă, făină și ce să mai pun? Un pic de sare, un pic de drojdie, da? Se pun niște ingrediente. Ele separat au o formă. Dar procesul de transformare, de modelare, de coacere, iar arzător, duce la pâine. Ele separat, unele pot să fie bune, apa, dar făina nu poți să mănânci, da? Sarea poți, așa, în drojdia, puțin. Separat sunt acceptabile.
Apa e, ce să mai, fără apă nu poți să faci nimic. Dar vorbeam de pâine, de produsul vital. Total diferit. Total diferit. Da. Am vrut să înțelegeți transformarea asta. Încă o carte pentru această regină de spade. Oricineva înțelege că am văzut atât de spade și vrea să se transforme și vrea să exprime un adevăr. Vrea să exprime că speră că, opa, regele de spade. Am văzut regele și regina de cupe? Regele și regina de spade. Dacă până acum s-a manifestat, interesant, niște adicții emoționale, probabil care veneau ca influență din niște cicluri, din niște vieți anterioare, așa sunt ghidată să spun, din niște vieți anterioare, ați venit cu această adicție emoțională între voi doi. Unul prea permisiv, gen regina de cupe, o perioadă, celălalt prea absorbant, prea manipulator. Regele de cupe cu magicianul și șapte de cupe, da? Însă, totuși, regina de cupe era mai mult decât o regina de cupe, era împărăteasa, a oferit dragoste, necondiționat, o perioadă. Ascultați și înregistrarea pe care am făcut-o mai devreme despre apă. Dar și apa să curgă. Dar asta nu înseamnă că o împărtășești cu oricine. Pentru că înțelepciunea te aduce la această decizie sau te face să hotărăști acest lucru, da? Nu împărtășești cu oricine apa ta, iubirea ta. Oferi o perioadă. Accepți să fii furat o perioadă. Dar pe urmă vezi să o protejezi. Apropo de patru care protejează, încadrează creația, da? Aici este transformarea și împărătesei și a celor care vor urma exemplu ei. Da? Creezi și manifesti protecție în jurul creației tale. Ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum. Vampirizarea asta. Vampirizarea aici. Energetică, emoțională. Acum, regele de spade. Când vorbi de un cuplu și de o transformare. Dacă regina de cupe, împărăteasa, adică persoana emoțională, persoana care a oferit, da? Era cât pe ce să se sacrifice, n-am văzut spânzuratul, dar probabil că o să apară sau dacă nu apare, e de la sine înțeles că în acest proces de transformare, dacă nu îți direcționezi transformarea, riști să fii sacrificat. Era cât pe ce să fie sacrificată. Nu mai știu ce ziceam. În fine. Vreau să... Da. Persoana aceasta blândă și drăguță, înțeleaptă, totuși, a hotărât că e mai bine să spun adevărul, că nu permite așa ceva, să taie cu sabia sa, cu acest cuvânt, cu înțelepciunea, cu gândul. Nici nu trebuie să spui. Sabia înseamnă și gândul. Gândul în lumină, da? Nici nu trebuie să spui. Pentru că ai această forță, nu degeaba apare roșu, da? Ai această forță mentală, în primul rând. A stabilit că taie legăturile. Acea rețea, vedeți? Acea rețea. Și în momentul în care a vorbit, a gândit, a vorbit, poate chiar a și scris, s-a manifestat. Acum, a zis, din acest cuplu unul pleacă ca să se transforme în direcția împărătesei. Eu știu în cât timp se va transforma, Dumnezeu știe în cât timp. Nu e treaba noastră, nici a voastră, nici a noastră. A lor este treaba, în cât timp se transformă. Dar cel care pleacă din acest cuplu, toxic, cuplu-i toxic și situația într-un fel sau altul, nu? Atrage asemenea atribute. Cel care pleacă începe și meditează. Ia uite ce forță are. Ia uite cum a făcut. Se gândește. Parcă totuși sper că dacă îmi schimb viziunea, pot să am o relație valoroasă cu acest personaj. Pot să creez ceva nou. Rămâne de văzut. Pentru că, ia uite, sunt lacrimi. Sunt lacrimi. Iar e un cuplu, e o familie, 10 de monede, în care, da, au fost 3.
frustre. Dar apare dragostea. Da? Apare dragostea. Și oamenii ăștia își dau seama că, de fapt, ei nu mai iubeau de mult. E problema lor. Problema lor. Hai să vedem. Că văd că aici se gândește regele de spade. La ce se gândește? La ce se gândește regele de spade? Da! Poate își face planuri de călătorie cu trei de bute. Vrea să inițieze un nou proiect? Sau vrea să își, nu știu, să-și deschidă o nouă afacere, să aibă un nou job, să manifeste mai mulți bani, abundență, ca să fie pregătit pentru o împărăteasă? La ce se gândește? Că are multă pasiune, regele de bute. Ha. Ups, regina de monede, care, din păcate, uneori o asociez cu soția, pentru că e soția pentru mine și regele de monede soțul. Însă, în momentul în care voi exprimați, eu am o valoare, plec, îmi văd de drumul meu, nu mai suport minciunile, nu mai suport jocurile mentale, acest personaj parcă se aprinde. Parcă e mai interesant. Da. Când vă spuneți adevărul în față. Așa sunt ghidată să spun, pare rău. Adică nu pare rău, ia. În continuare, ce gândește acest personaj? Ce gândește acest personaj? Poate, ce vreau să spun, poate că și acest personaj vrea să plece din acel cuplu, că am zis mai devreme, de regina de monede, soția. Da? Unul, altul, vedem. Da? Deci un soț și o soție. Un cuplu. Ia uite. Sper că această transformare va putea fi reconstruită. Pentru aceasta trebuie să fie independent. N-are cum să fie cu acea, am zis, n-are cum să fie cu acea persoană. Trebuie să se separe de acea persoană ca să se transforme broscuța în prinț, eventual. Se ducă să țopăie în fața împărătesei, poate îl sărută și se transformă într-un prinț. Ha, ha, ha. Depinde. Dacă se întâlnește cu regina de spade, nu-l mai sărută. Nici tata mare. În fine, da, speră. Speră că dacă face suficienți bani și devine independent și își împlinește, eu știu, misiunea, să zic, destinul său profesional măcar, poate că o atrage, în fine. Dar are conflicte în continuare în acel loc despre care am tot vorbit. Are conflicte că sunt trei persoane aici, da? Cinci de spade, discuții. Dacă vrea să plece, scandaluri. Probabil invidii, jocuri mentale, că asta e, sunt jocuri mentale, rețelele astea nevăzute. Jocuri mentale. Dorința de a avea. Ce gândește? Regele de spade se gândește, e foarte bun strateg, dar, o fi el bun strateg, dar hai pardon, dacă ai de-a face cu o împărăteasă sau cu un împărat sau cu un, chiar și bărbat în energia sa feminină, da? Cu un personaj independent care știe că independența nu înseamnă libertinaj, este o viață asumată în înțelepciune. Da? Nu e chiar ușor. Interesant că acea carte, acea imagine a 9 de monede este cartea care este considerată preîmbărăteasă. Între toate, asul de spade aici înțelege. Înțelege conflictele în care trăiește, vrea victorie, interesant. Uf, iar transformare. Iar. Poate că înțelege de ce această aventură și atracție față de femeia, o femeie divină, împărătea sa, sau o energie masculină în energia sa înaltă, înțelege, de fapt, ce a dorit acest personaj, ce putea să ofere și ce putea să aibă și el. Da? Acum vedem regi. Până acum am vorbit de regine și împărătese. Acum vorbim de energia masculină, iar masculină.
înțelege transformarea prin care trece, înțelege pierderea, înțelege durerea, am văzut totuși și suferință, înțelege conflictele, altfel le vede. Sper, o să clarific, dar deocamdată așa sunt ghidată să vorbesc în continuare ce gândește acest personaj. Că-l vedem gânditor, 6 de cupe. Dacă e o familie, se mai gândește la copii, printre altele, da, e familie, ține la familie, dar își dă seama, ține și la copii, dar își dă seama că aici e o energie feminină în familia sa, la care ține, este o energie feminină într-un program mental negativ. În stare de victimă, de frică, poate nu se simte victimă, dar se victimizează, adică poate ea zice că nu. Știți că sunt stări de la victimă la agresor, în fine, personaj care manipulează, ia uite, iar. Probabil interesant, eu așa simt. Regina de cupe a rămas în urmă, da? A refuzat această ofertă și rămâne acest personaj care își dă seama eventual că de fapt s-a păcălit, ia uite, ăsta e asul de spade, s-a păcălit, a crezut că iubește, dar n-a iubit acest personaj, eu așa simt, n-a iubit acest personaj de acasă, a crezut că e bine, dar nu e, de fapt sunt confuzii, sunt conflicte. Prea multă avariție, prea multă dorință de a avea material, blocaje mentale. Cum poate să creeze un asemenea om? Bărbat, femeie, ce este? În 8 de spade nu poți să creezi, da? Eventual, și-ar fi dorit... Ah, interesant, da? În dragostea sa manipulatoare, așa cum a fost învățat acasă sau în cuplu pe care l-a trăit, și a dorit ca împărăteasa, femeia aceea despre care am tot vorbit, să fie reținută, acaparată, da? Aici ce e? O rețea? Aici este o altă rețea de gânduri, de cuvinte, poate chiar nespuse, de confuzii. E o dragoste posesivă, toxică. Acum, cu 6 de cupe, o să clarific, posibil să-și dorească o împăcare. Hai mai dăm o carte. Dar, până se iasă din cuplu în care este, în care sunt conflicte, simt, adică simți și vedeți și voi, se gândește și la copii. Dar, se mai gândește și la altceva, hai să vedem, la legătura aceasta profundă, emoțională, pe care o are cu acest personaj, care s-a eliberat. Regina de spade nu e doar emoțională, mă, este și inteligentă. Cum de v-ați dat seama? Uite așa, că a ieșit, că n-a mai acceptat, că se mulțumește cu ce are, nu trebuie să stea să depindă de unul și de altul, da? E singură? E ok. N-are nevoie de compania nimănui, are spirite înalte cu care e în companie. A încheiat ciclurile. A intrat în manifestare, în creația vieții sale. La ce se mai gândește acest rege de spade? Ia. Poate că are probleme financiare și am zis, vrea să investească, să înceapă ceva, dar se simte abandonat. Se simte abandonat. Asta e pentru că de-aia a vrut să acapareze. În acest sentiment de abandon pe care îl are, a, interesant, după, îl are din copilărie. Acum înțelege, că, sperăm să înțeleagă, pentru că noi ne dorim vindecarea acestor oameni, nu? Transformarea lor și vindecarea lor, trezirea lor, să-și găsească misiunea, da? Să înțeleagă. Dragoste, altfel. Ce frumos! Acest personaj nu a arătat nouă de bâte, nu a arătat că e fericit. Ei, da? Nu, pentru că era cu cine era, da? Prin preajmă. Dar, așa cum este, va trebui să se ridice și să stea în picioare. 5 de monede, da, e un sentiment de abandon din copilărie. Acesta ar trebui să-l înțeleagă. Dar,
Pentru asta îți trebuie un psiholog, îți trebuie măcar o prietenie cu această împărăteasă sau regină de spade, care să-ți mai spună, regină de cupe, de spade, să-ți mai spună una alta, dar dacă tu transformi lucrurile în așa ceva, da? Ia uitați. Nu există. Opa, așa. Hai să și clarificăm. Mai veni cu alte de cărți? Hai să venim cu alte de cărți, da? Clarificăm. Regele de bute. Regele de bute. Clarificăm. Regele de cupe, da, simte dragoste. Dar și pasiune. Și se simte trădat acasă, că tot zisei mai devreme, da? Se simte trădat, ia uite, 5 de monede, de spade iar apare. Și distanța, nu vedeți cum sunt, cum s-au așezat. Și la distanță, sufletul său pereche, flacăra sa geamănă. Deși acasă se simte trădat și a trădat și sufletul pereche și una și alta, dar ambele, într-o formă sau alta. Există sentimentul acesta de durere și în cuplu, că altfel nu s-ar putea cei doi așa de urât, nu? Dacă ar fi fericiți. Dar și față de personajul care se eliberează. Deci se amplifică durerea, cu alte cuvinte. Dar ați văzut? 5 de spade și cu 5 de... Am văzut și spânzuratul de care am vorbit. Eu, împăratul, care ține pe loc, vrea să lege. Vrea să lege. Sufletul său pereche, dar... 5 de spade cu 5 de spade duce la 5 cu 5, 10. Da. Un pic de matematică. Stai că era o melodie. Ha, dar nu știu, nu e nou. Da. Calculează, în fine. 5 de spade, clarificăm 5 de spade. Hmm. 5 de spade. Clarificăm 5 de spade. La ce se mai gândește acest personaj? Probabil că vrea să... Da, vreau să zic că se gândește să ofere un dar. Interesant, apare căsătoria în care există lacrimi și decepții și depresii. Și depresii. Ce vreau să zic? Nu știu cât este de dar, dar este un proiect, este ceva la care se gândește. Cum să facă bani? Cum să... creeze, iar e chestie de creație. Ceva nou. Clarificăm 5 de spade. Nu aș vrea mai... Ia, turnul, că vorbei seara mai devreme de turn. Ia uite. Turnul. Dacă a fost triunghi amoros din cauza atracției sexuale, da? Două relații. Una la distanță, una pe loc, da? Apare și separarea, dar și trezirea. Interesante cărți. Regina de bute. Se simte și ea trădată? Amândoi se simt. De bute, de monede vreau să zic. O fi cu planete în semne de foc. Dar. Regina de monede poate să fie o latură a împărătesei despre care am vorbit de la 3 și 4. Da? 3, 1 și 4 sunt numerele principale în această poveste. Și când avem de-a face cu o împărăteasă, ea manifestă în funcție de situație diferite regine. Odată regina de spade, odată regina de cupe, odată regina de monede, da? În această situație, da? Înainte să plece și să taie legăturile, legături karmice între voi și acel personaj, a manifestat simțul valorii și al respectului față de ea însăși. Da? Asta înseamnă respect față de tine însuți. Sunt independentă? Sunt independentă? N-am nevoie de complicații. Asul de spade. Ah! Soarele. Interesant. Asta se gândește regele de spade. Asta e trezirea. De fapt, da, și soarele înseamnă trezire până la urmă. Și asul de spade. Interesant. Iar apare un blocaj. Probabil, zic în două variante, probabil că ori va bloca, ori va fi blocat de soție, a zis regina de monede înseamnă și soție, din cauza conflictelor și trădărilor, dar în plus, sentimentul de respect și de stimă față de
de ea a împărătesei, preîmpărătesei, da? Se va manifesta iar prin blocaj. Cu alte cuvinte, va avea de probabil, cel puțin un blocaj va avea de trecut, dacă nu chiar două. Dar asta e. Adevărul este că se simțea fericit, nu? Apare doi de monede, fără să cer nimic, dar a jonglat între două situații. Ia uite, și cavalerul de bâte, atracția sexuală, ia uite. Dorința de a veni, a pleca și de a face ce vrea. Și regina de spade, iar vine, se eliberează. Da? Se eliberează de acest stres. Acum pentru mine, și nu doar pentru mine, și pentru alți colegi tarologi, tarotiști, cum vreți să le spuneți, regina de spade, chiar și regele de spade, într-o anumită variantă, într-o anumită combinație, dar în mod special regina de spade sugerează o persoană divorțată, notăriță, da? Judecătoreasă sau judecător, în varianta masculină, chestiuni legale, că tot am văzut justiția, ceva se va discuta și în cuplul respectiv. Dar aceleași energii, subiecte, justiția, dreptatea, contractul, legătura karmică, contractul și legătură karmică, care trebuie tăiată, chiar dacă nu-i divorț între voi și... Na, nu sunteți căsătoriți, e un divorț energetic, e un divorț spiritual, atât timp cât celălalt nu se ridică la valoarea celuilalt. Clarificăm 6 de cupe. Da, 6 de cupe. Clarificăm 6 de cupe. Adevărul la care se gândește este că acest personaj vrea să fie fericit. Nu vrea să mai stea în conflicte. Nu vrea să stea să fie, nu mai vrea să fie între, eu știu, două situații, trei, cât ori fi fost. E așa, mi-arată cărțile. Clarificăm 6 de cupe. Ce înseamnă... Oh. Steaua. Interesant, aveți aici steaua, da? Magicianul și 10 de spade. Eu sunt ghidată să cred că acest personaj realizează trădarea, manipularea, ori din viața sa personală cu acest personaj, care a atras o asemenea atitudine și față de cealaltă persoană, care era ok, ori față de voi, ideea este că eu cred că înțelege totuși. Ar vrea să vindece, ar vrea să împace situația. Eventual mai simte că între voi doi este o relație foarte profundă, foarte specială. Eventual se simte predestinat, simte că sunteți predestinat să fiți împreună. Luna. Da. Vă urmărește în secret. După acest abandon, după acest blocaj, da, după conflicte, vă urmărește, e îndrăgostit în continuare, da, vă urmărește în secret. Și cu frică. Și cu frică. Ca nu cumva să scăpați. 5 de monede. Sunt cam multe, dar le las așa. 5 de monede. Alt 5 de monede, interesant. Cavalerul de monede, 6 de mai, dacă de monede, 6 de monede și judecată. La ce se mai gândește, judecă, da? La ce sentiment de abandon? Că a fost abandonat, că a abandonat pe alții și acum iar se simte abandonat, că trebuie să suporte, în ce sens? Că a fost abandonat în trecut, în copilărie eventual sau în alte relații. Că a abandonat pentru că asta e ce a văzut, a făcut. Și acum iar se întoarce, 5 cu 5, 10, că trebuie încheia ciclu, se întoarce iar acest sentiment, s-a manifestat și față de voi și acum voi îl manifestați față de ei, vedeți, e o chestie, da? Unul și altul, v-ați pus și unul și altul în această postură. Nu se poate doar unul, da? Dacă ei v-au abandonat, acum se simte abandonați. Și vor
Da, vor să vină totuși, am zis bine, vor să vină să reconstruiască 5 și cu 1, 6. Ce să? 5 și cu 1, 6, da? Ce? Echilibru. Dar se gândesc cum? Cum să construiești echilibru când sunt două persoane? E greu. Echilibru se creează doar între două cupe. A treia deja greu. Poate că unii au nevoie de un ajutor financiar să creeze ceva, au nevoie de susținere, dar asta sunt problemele lor personale. Vorbim despre relația cu voi, da? Să simt. Trebuie să vină serioși. La ce se gândesc? Dacă vor, pentru că sunt două semnale, cel puțin două, ba chiar trei cu asta, dorința de a vindeca și de a împăca. De a vă împăca. Trebuie să vină serioși, pentru că acest cavaler de monede e foarte serios. E conștient. Aici este, da? Aici este interesant că a venit asul de spade sub asul de monede și cu soarele, da? Este conștient că trebuie să fie serios cu următoarea ofertă, da? La capătul setului de cărți, griji, acasă, în familie, lacrimi, da? Ia uite, două cărți care sugerează familia și două cărți care sugerează depresii, griji, stres, dezamăgiri. Dar mai dăm o carte pe această judecată, totuși. Da, iar reconstrucție, colaborare. Eventual, cei doi ar trebui, că am vorbit de un cuplu, da? Cei doi, dacă vor să se împace, e alegerea lor. Dar ar trebui să vadă la împărăteasa, pentru că aici e cineva care creează. Și parcă e chiar împărăteasa. Să se uite la creatori, în general. La creatori. Cum își creează operele de artă. Ca să învețe cum își creează viața, cum își creează relațiile. Dacă vor să fie împreună. Dacă nu, probabil, interesant. Ce mai se mai dăm o carte? Judecă. Poate că se mai gândește la acest triunghi amoros. Eventual. Chiar dacă o fi fost cu ceva. Nu știu dacă a fost cât amor a fost pentru unii, e conexiune. Poate conexiune la locul de muncă al cuiva, în fine. Mai dăm o carte pe acest trei de monede, da, iar apar grijile. Regele de spade de care vorbeam, da? Griji. Ia uite, și împărăteasa, măi. Împărăteasa care a plecat într-o nouă direcție să-și vadă proiectul, își vede de ce face. Împărăteasa, poate împărăteasa face artă. În ce sens? Își creează viața sa. Asta e o altă formă de artă, să-ți creezi viața ta. Nu? Minunată. Cea mai frumoasă operă de artă este viața noastră. Mai dăm o carte pe trei de monede. M-am întrerupt din lectura mea în Cabala. O nouă lume. E un nou capitol, dar interesant că este blocată. Ce? Cineva nu vrea să, probabil acest personaj nu vrea să se încheie relația dintre voi. Nu vrea să se încheie. Totuși n-a venit lumea nici în poziție normală, nici invers. E așa. Dacă s-ar putea să blocheze o perioadă, să blocheze, da, să pună pauză, cum vei la muzică, ca ta. Pauză. Că vreau să mă gândesc la versuri, să mai am ceva de făcut, stai un pic să mai spăl niște vase, să mă duc la joc și pe urmă continui etalarea, să ascult etalarea sau muzica, da? E un soi de pauză. Așa simt. Nu e nici încheiere, nici început. Și cavalerul de cupe. Aș spune că și ia un pic de timp cu judecata. Se gândească cum să vină, că vrea să vină, și cum să exprime ceva. Cavalerul de cupe exprimă, ar trebui să exprime ce simte regele de cupe, să fie un soi de delegat. Nu zic că ar trebui, se dorește o schimbare de energie, ia uite, am vorbit de 9 de monede, se dorește o schimbare, ia uitați-o! Mulțumesc, mutarotule! Te pupăm, da?
Schimbare de energie, roata norocului și faetonul, două cărți care reprezintă roți, schimbare, mișcare. Dacă au fost jos, vor să crească. Dar interesant, aveam zis, faetonul merge către stea, avem stea de două ori în această etalare, de două ori aici, da? La suflete perechi, steaua. Și aici, la transformare. Și iar 10 de cupe. Păi, odată simțită măcar, fericirea se dorește manifestată, se dorește trăită. Probabil că vrea să vină în secret, dar nu doar atât. Ar trebui să-și urmeze intuiția. Ar trebui să... Da. Să-și urmeze intuiția. Și cum am zis mai devreme, că nu întâmplător am zis ce am zis la 3 de monede, ar trebui să urmărească cum își creează, și vă zic din experiență, cum își creează artistul opera. Da, își face schițe, dar își urmează intuiția, în primul rând. Își urmează intuiția. Intuiția îmi spune să lucrez astăzi un înger. Intuiția îmi spune să lucrez peste două zile o floare. Intuiția îmi spune să fac desen azi. Mâine să fac o sculptură sau un modelaj. Asta e intuiția, da? Acum, e și Marea Preoteasă, este și o energie conștientă din punct de vedere spiritual. Ia clarificăm soarele și cam atât. Cam asta e. În stare de meditație, se gândește. Ce conștientizează? Ce mai conștientizează? Poate conștientizează că a mințit. Ar fi bine că a mințit. Și că s-a mințit, că am tot vorbit de lucrurile astea. În plus, conștientizează că dacă vrea să fie fericit, trebuie să-i mintă. Pe cei de acasă, eventual. Pe cei cu care sunt, da? Ceilalți spideri. Ceilalți păianjeni. Trebuie să-i mintă. Ce, cum? Nu mai vrei să fii păianjen? Ah, dar ce vrei să fii? Vreau să fiu rege. Vreau să fiu împărat. Hai, mă! Lasă mai prostile. Că ești de al nostru. Cum să pleci? N-ai cum. Rămâi în rețeaua noastră. O să te... Vine mesajul, da? O să te legăm noi. Bine. Interesant. Probabil că e foarte greu de plecat de acolo, dar trebuie să se transforme. Iar apare moartea, transformarea. E conștient. E conștient, conștient. E aici un bărbat, bre, e bărbat. Iar, că trebuie să muncească, trebuie să se lupte. Ia uite, ca să meargă spre destinul său, să-și schimbe destinul. Să meargă iar către ce? Către... Iar merge Marea Preoteasă. În secret. Pentru că a produs o dezamăgire. Acolo e 3 de spade. E suferință. Toți au suferit. Toți. Da. Unii arată, alții nu arată. Alții vor să se vindece, să aibă această înțelepciune, să-și vadă de vindecare. Da? Alții vor să rămână în acea energie. Asta e problemuța lor. Băi, e foarte interesant. Nu mă așteptam la asemenea mesaje. Zic că fac o etalare scurtă. Pentru că simțeam că cineva vrea acest gen de etalare. Ia uite, un nou start. Înțelepciune, mai frumos. Înțelepciune, înțelepciune, wisdom, da? Un trandafir alb. Trandafir alb. Aici sunt trandafiri albi? Mai, ia. Sunt trandafiri albi, trandafirași albi? Probabil. În primul și în primul rând, împărăteasa și ia un nou start. Un nou start, un nou început. Are această înțelepciune. Dacă vrea să fie... Dacă cineva urmează, bine, da? Este devotată sie însăși. Sie, am zis corect, mai greșesc, da? Este devotată ei însăși, da? Și se ocupă de împlinirea dorințelor, că asta face 9 de monede, da? Își împlinește dorințele. Ce ar vrea să vă spună? Eventual așa un scurt, just a scurt mesaj. Just a little mesaj. Ce ar vrea să vă spună?
Interesant. A lăsat cartea asta ca să sugerez, pentru că e un set cu flori, ca să sugerez întreaga grădină. Interesant. Ce înseamnă grădină? Înseamnă părăteasă, înseamnă abundență. Înseamnă soare, înseamnă totul. Aici este o grădină. Ce ar vrea să vă spună? Eventual că lucrează la grădina sa interioară, că încearcă să se transforme, privind la opera voastră de artă într-o formă sau alta, la ceea ce ați creat voi în viață sau ceea ce vreți, măcar vă străduiți. Inteligență, interesant și mental frumos, apropo de regele de spade. Poate că observați la această regină de spade, nu vorbesc despre zodii, eu vorbesc despre energie. Am zis, împărăteasa poate să manifeste orice regină, oricând vrea ea. Dacă ați manifestat această energie rațională în care spune, doi, n-are rost. Iubesc, ok, iubesc. Simt ce simt, simt frică, simt manipulare, e cazul să plec. Spuneți, mai complicat sau mai puțin complicat? Gata, am plecat. Pa! Hai, mă! Ai plecat! Pa! Dar nu-și dă seama că, de fapt, chiar ați plecat. De data asta chiar e plecare. Da, și inteligența și frumusețe mentală. În ce constă frumusețea mentală? Că nu stați în energiile astea. Nu acceptați așa ceva. Nu acceptați. Intuiție. Asta e. Acest personaj trebuie să intre în el să-și asculte intuiția. Ce ar mai vrea să vă mai spună? Eventual? Trebuie să citesc un pic despre această poveste. Poate are legătură, dar... Magnificent Garden. Da. Voi aveți o grădină magnifică. În ce sens? Realizări. 9 de monede, că tu vorbeam, da? 9 de monede, care în grădina sa singură. Realizări. Multe, pe multe planuri. Și acolo trebuie să ajungă. De-aia apare 6 de monede. În fine, ce ar mai vrea să vă mai spun? Vorbesc de grădina interioară, dar probabil că... ține și de frumusețea voastră care se manifestă pe mai multe planuri. Ce nu mai vreau să vă mai spun? Hai, încă un mesaj. Mai, 57 de minute, iar sunt. I'm crazy for you. Nobilitate. Noblețe, vrei. Noblețe și stimă față de voi înși vă. Recunoaște că aveți noblețe, că aveți stimă față de voi, eventual. Și că, într-adevăr, ați fost văzute ca o plăcere periculoasă, probabil că sunteți în continuare, nu degeaba apărut regele de bâte, sunteți văzute, ia uite, ca un secret, probabil că ați fost un secret în viața lor. Probabil că, nu probabil, mai mult ca sigur, cine este independent, independent aici, este considerat că trăiește periculos. Dar voi știți că, de fapt, voi trăiți în înțelepciune, nu periculos. Nu sunteți libertini, libertine, sunteți liberi de preconcepții și sunteți liberi să vă creați. Nu e, am zis, nu mai, că deja fac o oră, deja s-a făcut o oră. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut. Ciao, ciao!